Amândoi știau că dacă ceva iese rău, Rubi ar putea plăti cu propria ei carieră. Uite cei, am să te acopăr indiferent ce se întâmplă, să spui că așa ți-am ordonat eu. Te rog. Erau pe faleza din Erkei și ajunseser în fața primăriei. Rubi opri mașina în fața intrării principale. Alba albastra era imediat în urma lor. Ezită, încă nesigură. Nu știu, Malcolm. Adăugă: Îi spui și sergentului Brainan? Nu. Uniformele rămân oricum afară. Tu intri înăuntru cu mine, dar așteaptă pe hol în timp ce eu mă duc la biroul Sintiei. Dăm 15 minute. Rubi scutură din cap. 10. Maximum. De acord. Intrară pe ușa principală a primăriei din Miami unică și anacronică. Într-o eră când opulența guvernamentală era la ordinea zilei și clădirile cât niște catedrale susțineau importanța autoproclamată a politicienilor, primăria din Miami, unul dintre principalele orașe americane, ilustra contrariul. Situată pe un promontoriu și cu golful Biscayne, pe ambele părți era o clădire relativ mică cu două etaje zugrăvită în alb. Cu numele și unele vagiurme de art de în relief vopsite în albastru. Oamenii erau adesea surprinși de simplitatea ei totală. Deși clădirea îi găzduia și pe primarul ales al orașului Miami, pe viceprimar, trei consilieri și un manager orășenesc numit. Alții de obicei bătrânii spuneau adesea că această clădire semăna mai mult cu un hidroavion din moment ce fusese baza companiei Pan American Airways. Din 1934 și până în 1951 construită să deservească hidroavioanele Clipper, care transportau pasageri de la Miami în 32 de țări. Apoi, când hidroavioanele au urmat soarta dinozaurilor, Panama a închis baza și clădirea a devenit primăria din Miami în 54. Aici s-a creat istoria. Poate că își zise însli se va mai face puțină istorie și astăzi. Ajunși în holul principal, Ensley și Bui se duseră la recepție unde se prezentară unui agent de pază bătrân cu legitimațiile lor de polițiști. Omul le făcu semn să treacă. Știind unde se afla biroul Sintiei la parter, Ensli o luă spre stânga și semnala lui Ruby să o ia spre dreapta, pe un coridor interior care ducea pe holul unde va aștepta. Fără prea mare tragere de inimă, Ruby îl lăsă singur, dar se uită cu subînțeles la ceas. Înainte de a intra în clădire, Ensley îi instruise pe Brynan și pe colegul acestuia să rămână pe poziție afară, să fie pe fază cu stațiile radio și să răspundă imediat dacă erau solicitați. Ensley continua să meargă pe coridor până înaintea unei uși cu inscripția biroul consilierului Cynthia Ernst. Un tânăr asistent stătea la un birou din încăperea fără ferestre aflată în dosul ușii. Într-un mic cabinet separat o secretară lucra la calculator. O ușă solidă verde îi despărțea pe cei doi, fiind închisă. Ensley își scoase din nou legitimația. Am venit să discut cu domnișoara consilier chestiuni legate de poliție. Să nu mă anunțați. Oricum n-aș face asta. Tânărul arătă spre ușa verde. Intrați direct la ea. Ensley deschise ușa și intră închizând-o după el. Sintia era înaintea lui așezată la biroul ei sculptat cu o figură lipsită de orice expresie. Biroul era spațios și funcțional într-un mod plăcut, fără a fi luxos. O fereastră pe peretele din spate oferea o priveliște asupra portului și embarcațiunilor de plăcere ancorate acolo. O ușă simplă plasată în dreapta probabil că închidea un dulap sau vreo toaletă. Între ei se instală tăcerea. După câteva secunde începu el. Am vrut doar să spun... Scutește-mă! Buzele Sintiei de-abia dacă se mișcaseră, avea priviri de gheață, știa, își dădu seama că niciunul dintre ei nu trebuia să dea explicații. Sintia avea multe contacte. Un consilier municipal putea face unele favoruri și la rândul ei primea favoruri. Fără îndoială, cineva care era îndatorat poate din marele juriu sau chiar din departamentul de poliție, pusese repede mâna pe telefon și o sunase. N-ai să crezi asta, Sintia, zise Ensley, dar aș dori să fi putut face ceva. Păi, hai să ne gândim puțin. Expresia ei și vocea ei erau reci, lipsite de orice urmă de empatie. Știu că îți plac execuțiile și atunci poate că vei asista la cea a fiicei mele ca să te asiguri că totul va merge așa cum trebuie. Poate chiar și la a mea. Nu ți-ar plăcea așa ceva? O rugă! Te implor, nu face asta! Ce ai vrea, căință și lacrimi, puțină pietate murdară din vechiul tău joc? Ensley oftă! Neștiind sigur ce spera să era conștient că acum totul se năruise. Mai știa și că Ruby ar fi trebuit să fie acum cu el. Făcuse greșeala de a o convinge să rămână afară. Nu există nicio cale ușoară pentru asta, zise el, punând mandatul de arestare pe birou. Mă tem că ești arestată. Trebuie să te avertizez. Sintia zâmbi sardonică. Accept codul Miranda așa cum scrie la carte. Dăm pistolul. Unde-i? Ensley își lăsase în jos mâna dreaptă și acum ținea propriul său gloc de 9 mm automat, deși nu-l scosese la iveală. Știa că și Sintia avea un gloc. La fel ca toți cei din poliție care se pensionaseră și ea primise pistolul la plecarea din departament ca dar din partea municipalității. În birou. Se ridică de pe scaun și arătă spre un sertar. Fără a-și lua ochii de la ea își coborâ mâna stângă deschise sertarul și căută în interior. Pistolul era învelit într-o bucată de pânză. Scoțându-l afară, îl băgă în buzunar. Întoarce-te, te rog! Avea cătușele pregătite. Nu încă! Vocea ei revenise la normal. Trebuie să merg întâi la toaletă. Există anumite lucruri pe care nu le poți face cu mâinile legate la spate. Nu, rămâi unde ești. Fără să-i pese, Sintia se și se duse spre încăperea de după ușa remarcată de el. Îi aruncă peste umăr. Dacă nu-ți convine, dă drumul în pușcămă. Două gânduri trecătoare îi străbătură mintea lui Ensley, însă și le reprimă. Când ușa se deschise, văzu că era o toaletă. La fel de evident era și faptul că nu exista nicio altă ușă de ieșire. Ușa se închise repede. Luându-și mâna dreaptă de pe pistol păși înainte, intenționând să o deschidă și cu forța dacă era nevoie. Dintr-un motiv nedefinit, realiză dintr-o dată că se mișcase prea încet. Înainte să poată ajunge la ușă la numai câteva secunde după ce se închisese futrântită la o parte din interior. Cynthia se ivi în prag cu ochii scăpărând cu fața strâmbată într-o mască de ură. Vocea i fuca ca un șuierat când îi strigă. Nici o mișcare. În mână avea un pistol mic știind că fusese tras pe sfoară că arma fusese probabil ascunsă în interior începu. Sină, uite ce i-am putea să... Dacă-ți gura, figura-i devenise mobilă. Știai că am arma, nu? Hinsley dădu încet din cap. Nu știuse, dar cu mai puțin de un minut mai înainte i trecuse prin minte o asemenea posibilitate fusese unul din gândurile pe care le alungase. Pistolul din mâna Sintiei era un mix smith cromat cu cinci focuri, acel sau naibii jos folosit cu atâta eficiență în timpul jafului de la bancă, în care nimeriseră cândva împreună. Și credeai că s-ar putea să-l întorc asupra mea să mă scutesc pe mine și pe toți ceilalți de tot deranjul? Răspundem. Era momentul adevărului admise Ensley. Da, așa mi-am închipuit. Acesta fusese cel de-al doilea gând. Păi am să-l folosesc, dar am să te iau cu mine, ticălosule. Se pregătea putea vedea asta pentru o lovitură de trăgător de elită. Posibilitățile pe care le aveai scăpărară prin minte ca un fulger dintr-o furtună de vară. Să pună mâna pe glocul său era una, dar Sintia va trage în clipa în care s-ar fi mișcat și-l văzuse pe jefuitorul din bancă cu o gaură exact în mijlocul frunții. Cât despre rubii de-abia trecuseră cinci minute. Cu Cintia nu mai avea ce discuta. Dar mai putea face ceva? Nu, absolut nimic. Și așa... Așa îi vine fiecăruia sfârșitul la timpul său. Acceptă-l un ultim gând. Se întrebase uneori, oare în ultimele clipe din viața sa va reveni la credința în Dumnezeu, la speranță sau la viața de dincolo? Acum știa răspunsul. Și era nu. Sintia se pregăti să tragă, iar el închise ochii și apoi auzi pușcătura ciudat, nu simți nimic, apoi îi deschise. Cynthia căzuse la podea, avea ochii închiși, cu pistolul mic strâns în pumn. Din partea stângă a pieptului gâlgăia sângele, curgând dintr-o rană deschisă. Sprijinită de ușa exterioară, Ruby Bui se ridică din poziția pe jumătate gemuită din care trăsese cu pistolul ei de 9 mm automatic. Vestea morții violente a Cynthia Ernst se răspândi prin Miami ca un tsunami, iar presa și televiziunea explodară. La fel și consilierii municipal rămași, plini de o furie turbată față de ceea ce îi considerau uciderea nejustificată a unuia de-al lor. Chiar înainte ca trupul Sintiei Ernst să poată fi luat de la fața locului, decesul ei fiind constatat de paramedici. Două echipe de televiziune cu carele de reportaj se înființaseră la primărie, filmând și punând întrebări pentru care nimeni nu avea vreun răspuns coerent. Fusese răpuși în priză de mesajele radio ale poliției, la fel ca și alți reporteri și fotoreporteri care li se alăturară foarte repede. Sergentul Brynan și colegul acestuia asistați de întăriri chemate în graba mare încercau să mențină ordinea. Cât despre mal comensli și Ruby Bui, evenimentele de după confruntare deveniră o secvență volatilă. După apeluri repezite spre și dinspre biroul comandantului adjunct Serrano, li se ordona să rămână pe loc și să nu discute cu nimeni până când o echipă specializată pe împușcături din cadrul afacerilor interne avea să sosească. Procedura era cea standard pentru cazurile când un polițist în exercițiul funcțiunii omora sau rănea grav pe cineva. Echipa, sosită câteva momente mai târziu, consta dintr-un sergent și un detectiv care-i chestionară pe Ernst și pe Buii cu mare atenție, dar fără nicio urmă de ostilitate. Devenind clar că afacerile interne fusese reinformate înainte de plecarea polițiștilor asupra capetelor de acuzare susținute de marele juriu și de mandatul de arestare pe numele Sintiei Ernst. Departamentul poliției însuși, agitându-se pentru a obține informații, refuză orice comentariu imediat asupra împușcăturii mortale a consilierului Ernst, dar promise date complete la conferința de presă de la ora 6 post-meridian în aceea zi la care va participa și șeful poliției. Între timp, comandantul le trimise mesaje primarului și consilierilor municipali, spunând că îi va suna pe fiecare personal cu o oră înainte de conferința de presă pentru a le comunica ultimele informații. Ar fi fost mult mai convenabil să organizeze o întrunire specială la el în birou, dar conform legii însorite din Florida. Membrii Consiliului Municipal nu se puteau întruni niciun de fără ca media sau publicul să fie informați și prezenți la întrunire. După interogatoriul echipei pe împușcături, Ensley și Bui se duseră în biroul adjuntului Serano pentru un raport privat în spatele ușilor închise, înaintea lui Serano și a maiorilor Figueras și Anes. În timpul interogării, Ensley și Bui nu au mințit, însă nici nu păreau să răspundă foarte deschis întrebărilor puse în particular. Cum de ajunseseră Ensley și Bui să se despartă pentru scurt timp în primărie? Instinctul îi spunea lui Ensley că, pe drept sau nu, se strângeau rândurile, departamentul poliției făcând manevre pentru protejarea propriilor oameni. Se întrebă dacă între ei cinci mai dăinuia amintirea stânjenitoare a cuvintelor cu subînțeles privitoare la Sintia, rostite de Ianes în aceeași încăpere cu numai o oră înainte. Atunci ar putea face un lucru decent și să-și tragă un glonț în cap. Ne-ar scuti pe toți de o grămadă de probleme. Oare acum aveau cu toții un sentiment de vinovăție pentru că nu protestase nimeni? Și mai avea cumva și impresia că dacă ancheta devenea prea intensă și direcționată, ceva ce ei ar prefera să nu aud ar putea fi divulgat? Acestea erau întrebările cărora știa Ensley nu li se va găsi niciodată un răspuns. În final, ceea ce va deveni în esență o repovestire a faptelor de către poliție a fost rezumat într-o notă scrisă de mână de către Serano, urmând să fie rescrisă și extinsă ca declarație oficială. Acționând cu autoritatea derivată din cele trei capete de acuzare susținută de marele juriu, polițiștii Malcomensly, sergent și detectivul Ruby Bui au încercat arestarea consilierului Cynthia Ernst. După ce arestata a fost dezarmată în aparență fiindu-i luat pistolul despre care se știa că îl posedă, și înainte de a fi imobilizată cu cătușa, a scos brusc un mic pistol ținut ascuns cu care se pregătea să tragă în sergentul Lansley Când detectivul Bui, folosindu-se de arma de serviciu, a împușcat și ucis arestata. Aceste fapte au fost confirmate la scurt timp după aceea de polițiștii în uniformă Brynan și colegul său care au răspuns imediat apelului prin radio lansat de Ensley, prezentându-se la fața locului într-un interval de câteva secunde. Ensley și Ruby au vorbit despre ceea ce se întâmplase într-un moment de liniște ulterior. După câteva minute de așteptare am devenit agitată, explică Ruby. Dintr-o dată, da... Ensley o cuprinse pe după umeri cu ambele mâini și o privi în ochi. Îți datorez viața, îi spuse. Dacă ai nevoie de ceva de la mine orice, nu trebuie decât să ceri. Dacă o să mă gândesc la ceva, zise ea cu o umbră de zâmbet, am să-ți spun dar mare parte din ce am făcut a fost din propriul interes. La omucider n-ar mai fi la fel fără tine. Ne-ai învățat pe toți atât de multe, ai dat exemple notabile. Sper că nu te simți stânjenit din cauza mea. li ridică din numeri aproape fără să-și dea seama. Cred că doar puțin. Apoi adăugă cu grijă. A fost un privilegiu pentru mine să lucrez împreună cu tine, Ruby. Decise că acesta nu era momentul să-și dezvăluie hotărârea de a pleca de la omucider și poate chiar din departamentul poliției. Deocamdată va păstra această informație doar pentru el și Karen. Pregătirile pentru conferința de presă au fost făcute cu maximă viteză în timp ce aveau loc lungi conversații telefonice între departamentul poliției și biroul procurorului statal. Hotărârea împreună că vor fi dezvăluite toate faptele relevante legate de Cynthia Ernst. Cele trei capete de acuzare susținute de marele juriu, jurnalele lui Eleonor Ernst, Abuzarea sexuală a Sintiei Ernst la vârstă fragedă de către tatăl ei. Sarcina planurile Sintiei în vederea asasinării părinților ei. Chiar și faptul că probe cruciale privitoare la o altă dublă omucidere ascunse de ea au rămas necunoscute timp de un an și jumătate în departamentul de probe din cadrul poliției. Și în final refuzul Sintiei de a divulga informațiile privind ucigașul celui din scaunul pe roți. Așa cum spuse adjunctul comandantului Serano după ce se consultase cu șeful și cu ofițerul de presă al departamentului Evelio Jimenez, este o porcărie monstruoasă și nimeni nu va ieși din ea mirosind frumos. Ar putea fi unele probleme dacă ascundem ceva, iar vreun de reporter scoate totul la iveală. Numai anumite probe care ar fi putut fi necesare pentru procesele intentate lui Patrick Jensen și Virgilio vor rămâne pe moment confidențiale. Arestarea lui Jensen și capetele de acuzare împotriva lui deveniră cunoscute acum. Cât despre Virgilio un îndoieli că va mai fi prins vreodată și judecat. Echipa de la omucideri din Metro Dade aflând de participarea lui în cazul cu scaunul pe roți începuse să-l caute. La fel și omuciderile din Miami din cauza dezvăluirilor privind asasinarea soților Ernst. Însă Virgilio fugise în Columbia sa natală, de unde o extrădare era foarte puțin probabilă din cauza ostilității mutuale dintre această țară și America. Conferința de presă a avut loc în holul sediului central al poliției, intrarea fiind controlată de mai mulți polițiști postați în apropierea intrării principale, care verificau acreditările de presă. Pregătiseră un podium și microfoane instalate lângă lifturile de la parter. Acolo se va ocupa de toate Evelio Jimenez, ofițerul de presă, fost reporter om cu atitudine foarte francă. La numai câteva minute după ce începuse conferința de presă, membrii ei Consiliului Municipal, după ce discutaseră toți cu șeful, intrară în hol având expresii de la șoc la amărăciune. Presa și televiziunea se buluci în jurul lor, însă niciunul dintre ei nu răspunse la întrebări. Când un microfon fu împins până sub nasul primarului, acesta se răsti într-o manieră deloc caracteristică pentru el. Luați chestia asta de aici, ascultați ce vi se spune!" Camerele de luat vederi filmau, microfoanele erau aliniate ca păstăile de fasole, iar creioanele și laptopurile erau pregătite când ofițerul de presă anunță. Comandantul Farrell Chetlegi Șeful poliției păși înainte. Vorbi într-o manieră solemnă, însă nu-și pierdu timpul și trecul la subiect. Fără o îndoială, aceasta e cea mai tristă zi din întreaga mea carieră de polițist. O consideram pe Sintia Ernst drept o colegă loială și o bună prietenă și mi-o voi aminti în parte în acest fel. Cu toate crimele și oroarea ce ni s-au dezvăluit acum, pentru că așa cum veți afla în scurt timp cu toate amănuntele, domnișoara Ernst a fost o criminală vinovată între altele și de uciderea îngrozitoare a părinților ei. Un oftat colectiv se răspândi în hol. Simultan, mai mulți reporteri se ridicară grăbiți și plecară, îndreptându-se spre carele de reportaj parcate afară. Alții își folosiră telefoanele mobile. Comandantul continua menționând cele două crime la ascunderea cărora contribuise și Sintia, în timp ce era detectiv la secția omucideri. Apoi declară. În cursul dimineții de astăzi, un mare juriu a emis trei capete de acuzare la adresa ei, urmând a fi arestată. În momentul arestării, domnișoara Ernst a scos brusc o armă ascunsă pe care intenționa în mod clar să o folosească împotriva unuia dintre polițiștii în exercițiul funcțiunii. Celălalt polițist a tras un singur foc de armă ucigând-o pe loc pe domnișoara Ernst. Dacă doriți, vom putea discuta mai târziu mai mult despre asta, dar acum vreau să mă refer la evenimentele de astăzi începând cu capetele de acuzare susținute de marele juriu împotriva Sintiei Ernst. Așa că îl voi ruga pe domnul Curzon Cnaules, șeful departamentului omucider din cadrul procuraturii, să descrie aceste capete de acuzare și probele de la baza lor. s-a îmbrăcat într-o ținută mai oficială decât de obicei într-un costum albastru cu dungulițe, Urcă pe podium și vorbia autoritar timp de 10 minute relatând majoritatea faptelor prezentate marelui juriu. Mulți dintre cei din public își ridicară nasul din carnetele lor de notițe pentru a-l asculta cu atenție în timp ce descria jurnalele lui Eleonor Ernst și detaliile abuzării copilului. Am înțeles că paginile semnificative din acest jurnal Continuă Cnaules sunt acum copiate și vor fi disponibile cât de curând. Lui Cnaules îi se puseră câteva întrebări, însă niciuna nu era agresivă. Majoritatea reporterilor păreau uluiți de cele dezvăluite. Exista un sentiment că franchețea și vorbele clare erau la ordinea zilei. Când Knaules termină, Serano preluă conferința de presă. Adjunctul comandantului îl prezentă pe Leon Newbold, iar acesta descrise pe scurt uciderea lui Gas și Eleonor Ernst. Și tentativa de a face crima să pară dreptuna dintre cele comise în serie ceva mai înainte. Deveni evident destul de repede că Ensley cunoștea foarte bine întreaga scenă complicată a crimei și timp de jumătate de oră răspunse clar și încrezător întrebărilor reporterilor. Era deja destul de obosit când o reporteră de televiziune întrebă. Ni s-a spus mai devreme că... Se opri ca să-și consulte notițele. Ni s-a spus de către locotenentul Newbold că ați fost primul care n-a crezut că asasinatele din cazul Ernst făceau parte din crimele în serie de mai înainte. De ce ați avut această impresie? Răspunse la primul impuls. Pentru că în cartea Apocalipsei nu apare niciun iepure, apoi își regretă vorbele chiar în clipa în care le rostise. După un moment de tăcere, uluită, femeia îl întrebă: Vreți să ne explicați asta? Ensley îi aruncă o privire comandantului adjunct Serano, iar acesta dădu din numeri și le spuse ziariștilor: Avem oameni talentați pe aici, care uneori rezolvă cazurile de crimă în moduri neobișnuite. Apoi lui Ensley: Dă-i drumul, spune -le. Deloc entuziasma Tensley începu. Este vorba de simbolurile lăsate de un ucigaș la locul a patru crime și recunoscute în cele din urmă drept simboluri religioase inspirate din cartea Apocalipsei din Biblie. La locul crimei din cazul Ernst a fost lăsat un iepure. Nu se potrivea cu tiparul celorlalte. Continuând să descrie simbolurile anterioare, Ensley își aminti că toate aceste informații la vremea respectivă fusese răținute de parte de ochii presei și n-au fost dezvăluite ulterior pentru că nu fusese nevoie. În cele din urmă, Elroy II a fost judecat, condamnat și executat numai pentru uciderea soților tempone unde n-a fost implicat niciun simbol. Astfel această informație era inedită și de asemenea fascinantă după numărul reporterilor care cu capul plecat își luau notițe sau scriau pe laptopuri. Când Densly termina o voce bărbătească îl întrebă Cine a descifrat semnificația acestor simboluri? Am să vă răspund eu spuse Serano. Sergentul Ensley a fost cel care a făcut legătura, iar asta ne-a dus pe urmele mai multor suspecți, dintre care unul era Elroy Doyle.